Și vorbim, doamnelor și domnilor, în continuare despre vreme și despre temperaturi negative. Valori, Denisa, bună dimineața, de minus 20, minus 24 de grade Celsius, ger în toată regula. Bună dimineața, Linda! Bine te-am regăsit! Minus 25 de grade, mai exact, este cea mai scăzută temperatură înregistrată de ANM. La ora 9 se înregistrează la întorsura Buzeului și Târgu Lăpuș. Să știți că sunt temperaturi foarte scăzute în jumătatea de nord a țării. Minus 24 de grade erau la Toplița, minus 22 la Miercurea Ciuc. Foarte, foarte frig, spuneam. Un val de aer foarte rece iată, a făcut ca aceste temperaturi să coboare noaptea până la aceste valori termice. Noapte geroasă, au anunțat meteorologii. Iată, s-a întâmplat acest lucru. Minus 25 de grade în acest moment în întorsura Apuzăului și Târgu Lăpuș. Este cot galben de ceață persistentă. Valabil pentru, valabilă această avertizare pentru județul Harghita, unde vizibilitatea este foarte redusă, se formează ghețuș pe șoselele de acolo atrag atenția specialiștii de la ANME. Este un cod galben ce rămâne în vigoare până la ora 11. Deocamdată este singura alertă emisă de meteorologi. Temperaturile de astăzi, într-o ușoară creștere prin sudul țării, vor fi pozitive, 2-3 grade Celsius. Pornesc de la minus 9 grade în zona Maramureșului. Va fi astăzi cel mai frig, dar temperaturi scăzute se vor înregistra și în partea de nord a Transilvaniei prin zona Moldovei, dar și în Crișana. De mâine, temperaturi din ce în ce mai ridicate. Maxime mâine între minus 4 și cel mult 6 grade Celsius. Joi la amiază vor fi 8 grade, iar vineri temperaturi între minus 1 și 10 grade, destul de cald pentru final de ianuarie. Iată maximele zilei de astăzi. Minus 7 grade Baia Mare, minus 3 se vor înregistra la Oradea și Suceava și 0 grade la Arad, 1 grad Celsius. Celsius în zona Olteniei, la Târgu Jiu și Craiova. Să știți că prin sudul țării va fi soare astăzi, în rest un cer temporar noros și vor mai fi ninsori slabe în Moldova, în zona Maramureșului, în cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Crișana. Spre seară, cerul se norează și în jumătatea sudică și este posibil ca pe spații restrânse să apară și aici ninsori slabe. În capitală, foarte frig în această dimineață. În urmă cu o oră se înregistrau minus 8 grade la stația din Băneasa și minus 7 la cea de la Filaret. Va fi soare, o temperatură la amiază puțin mai ridicată decât cea înregistrată ieri. Maxima de astăzi va fi de 3 grade, dar în următoarele zile vremea din București va fi și mai caldă de atât. 5 grade mâine, joi maximă de 7 grade, iar în weekend este posibil să se atingă chiar 9, poate chiar 10 grade Celsius și foarte important, vreme însorită în București. Deocamdată nu vorbim aici despre precipitații. La munte, de asemenea soare, se opresc însorile vor mai fi precipitații astăzi prin zona de nord a Carpaților oriental, unde va rămâne și foarte frig. În Ceahlău vor fi minus 12 grade Celsius, minus 8 grade se vor înregistra la Semenic, aceeași temperatură și la Sinaia, chiar un pic mai frig, la Predalmi, minus 10, minus 9 grade. Atenție, vorbim de maxime. Să știți că vântul va mai slăbi în intensitate în majoritatea zonelor țării, dar la munte mai sunt prognozate rafale de 70-80 de km pe oră. Ziua de mâine aduce o ușoară încălzire a vremii, spuneam, în majoritatea zonelor țării, dar vor fi precipitații, atenție, care se vor transforma din în Lapoviță. Și mă refer aici în mod special la zona estică a țării, la Moldova. Așa că, atenție, mâine dimineața este posibil ca aici să se depună polei din cauza acestor precipitații și a temperaturilor care, iată, mai cresc puțin. Mâine 4 grade, Craiova și Jiu 0 grade, Sibiu se mai încălzește și în Baia Mare, vă reamintesc, minus 7 grade maxima de acolo, mâine minus 1 grad Celsius. Așadar, Linda, către finalul acestei săptămâni o ușoară încălzire a vremii până la 10 grade maxima.